fost sesizați în această dimineață despre pătrunderea prin nefracție într-unul din sediile unui partid politic din municipiul Pitești. După cercetarea la fața locului s-a stabilit faptul că a fost trasă o unitate centrală. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și se continuă verificările pentru identificarea autorilor și luarea măsurilor legale care se impun. Ce au reușit să fie hoții de aici? Conform constatărilor care au fost făcute după ce s-a făcut, să spunem așa, un inventar la sumar, o unitate de calculare. Aveți informații importante la acea unitate? Acum depinde ce înțelegeți prin informații importante. Era calculatorul trezorierului, deci era evidența cotizațiilor. Nu știu dacă putem să le considerăm importante. Erau importante pentru noi, nu văd de ce ar fi importante pentru cineva din afară. Consiliul Partidului țineți lucruri de valoare de obicei în afară de televizoare și Consiliul Partidului se păstrează documentele partidului, așa cum vedeți și dumneavoastră, calculatoare, imprimante, deci obiecte de birotică, ceea ce se poate fi util într-un sediu de partid. Mă surprinde faptul că sumele de bani care erau prinse în sertarele birourilor au fost regăsite intacte. Erau sume mari? Nu erau sume mari, dar modul în care s-a operat spărgându-se un geam te face să crezi că s-a căutat ceva cu devaloare. Ori banii sunt cei mai căutați de persoanele care se ocupă cu așa ceva. Ori sumele care au fost în două sertare au fost găsite. Toate dulapurile erau deschise, toate sertarele erau trase, scoase, ușile care au putut fi forțate au fost forțate și deschise. Aparent s-au căutat informații. Nu, fiindcă prin sertare aparent s-au căutat bani. Dar, surprinzător, banii atâția câți au fost găsiți integral de trezorier și de secretar, observații, birotica și calculatoarele și televizoarele și imprimantele se regăsesc cu excepția unei singure unități de calculator, cea prin care erau evidențiate cotizațiile depuse la partid.